Salutare! Suntem la fermele de gazon Luna și astăzi vrem să vă arătăm cum se fabrică gazonul, cum se fabrică gazonul rulou. V-am tot vorbit până acum despre îngrășăminte, despre semințe, despre mentenanța gazonului, despre întreținere, pornind de la înființare, fie prin semănat, fie prin montare de gazon rulou. Și astăzi vrem să vă arătăm cum se produce efectiv gazonul rulou. Suntem pe o suprafață imensă aici de câteva hectare, multe hectare. Vedeți în spate și aripile de ploaie care udă și întrețin gazonul rulou. Și o să vă arătăm cum se recoltează, cum ajunge, cum este decupat de combină, cum este rulat, cum transportat pe bandă, cum ajunge pe palet și cum este pregătit pentru expediere. Ca să avem un gazon de asemenea calitate, cu asemenea densitate, cu rădăcini bine formate, este nevoie de ceva timp și este de nevoie și de o mentenanță corespunzătoare. Cam ce faceți în curțile dumneavoastră să aveți un gazon perfect, același lucru trebuie făcut și aici. Numai că se vorbește la o scară mult mai mare. Dacă acasă aveți 100, 200, 300 de metri pătrați de gazon și uneori vi se pare dificil de întreținut să arate perfect, gândiți-vă la 30, 40, 50 de hectare ce muncă presupune. Muncă și utilaje ca să poată fi întreținută această suprafață imensă în mod corespunzător. Gazonul rulou nu se obține foarte repede și mă repet, în 2 luni, în 3 săptămâni, cum suntem obișnuiți. Am semănat, așteptăm 3-4 săptămâni, avem condiții optime, l-am fertilizat, l-am udat, îl tundem, după 2-3 tulsuri putem intra pe el și să călcăm. Ei bine, în producția de gazon rulou trebuie să treacă mai mult timp ca gazonul să aibă densitate, să aibă rădăcini și să poată fi recoltat în mod mecanizat. Trebuie să treacă mai mult timp și, cum vă ziceam și mai înainte, să fie bine pregătit. Se seamănă profesional cu mașini de semănat gazon, mașini speciale, fiind vorba și de asemenea suprafață. Tot ce înseamnă mentenanță se face la nivel macro, cu utilaje mari. O să vedeți și în spate, este o mașină de tuns, lățimea de tăiere, cred că e de 7 metri sau de 9 metri. Vedeți și în spate, vedeți aripile de ploaie, aspersoarele, care udă, au raza undeva la 50 de metri, 60 de metri. Cantitatea necesară la irigat este una imensă. Înmulțiți doar, să zicem, 3 litri de apă pe metru pătrat pe zi cu 30 de hectare și vedeți de ce cantități de apă este nevoie. Vă ziceam că durează mult. Dacă se seamănă în toamnă, se recoltează abia anul viitor. Dacă se seamănă în primăvară, din păcate la noi avem și temperaturi negative, avem și vara temperaturi foarte mari. Dacă se seamănă în primăvară, se recoltează gazonul respectiv în primăvara următoare. Are nevoie de un ciclu de 9 luni, de poate 12 luni, ca să poată fi recoltat și ca să primiți atunci când comandați un gazon de cea mai bună calitate. Vă ziceam de udat, unde se folosesc cantități foarte mari de apă, aceleași cantități mari se folosesc și la fertilizat. Fertilizat cu îngrășămintele pe care vi le recomandăm și vouă, îngrășăminte cu mult fosfor la semănat. Pe urmă, mentenanța se face ca și într-o curte. Vine vara, are nevoie de fertilizanți cu raport echilibrat azot-potasiu, vine toamna, trebuie să treacă peste iarnă și gazonul de aici, din fermă, trebuie pregătit la fel ca și gazonul din curte. Primește îngrășăminte cu
mult potasiu toamna. Vă ziceam și despre tunz. O să vedeți, o să mergem pe o altă parcelă și o să vedeți și combina parcela de recoltare, cum este pregătită, cum e pregătit gazonul pentru ziua în care se recoltează efectiv de pe el. Se recoltează și se tunde înainte mai scurt, undeva la 3 cm, poate 4 cm. Ei bine, la fel trebuie tuns și până ajunge la recoltare. Poate nu chiar atât de jos, dar el trebuie tuns regulat. Trebuie să nu ajungă să facă tije, să nu ajungă să facă semințe. Nu poate fi lăsat să crească, să zicem, la 10 cm, 12 cm. Poate ar fi mai ușor, ar fi mai economic să tunzi de o dată la 10 zile, nu o dată la 5 zile. S-ar face o economie de jumătate doar la partea asta de combustibil, de utilaje și de piese. Nu, el trebuie menținut și tuns la fel ca și în grădină, poate la 5 cm, 4 cm, ca să aibă densitate și ca să aibă frunze frumoase, nu tije și semințe. Mai repet o dată, deci tot ce se face, se face la nivel macro. O să vedeți rulourile, poate multă lume nu a lucrat cu ele sau e curios să vadă cum arată o rolă. Mașinile recoltează role de 1 metru pătrat, 40 de centimetri lățime și 2 metri și jumătate lungime. Să vă arătăm acum și o să vorbim un pic despre rolele de gazon. Cum arată propriu zis, ce înseamnă, cum sunt. Vedeți că combina le rulează frumos ca să poată fi transportate mai ușor și paletizate. 40 de centimetri lățime, 2 metri jumate lungime, exact 1 metru pătrat. Și vedeți aici cum combina decupează. Avem un centimetru bun și 1,6-1,8 aici, zicând așa cu ochiul liber, de substrat, de pământ. Densitatea foarte bună la gazon și se văd și rădăcinile. Rădăcinile, normal, ele coboară mai jos în pământ. Combina vine și taie și recoltează. Și acum poate vă întrebați, se poate recolta cu mai mult pământ? Se poate recolta. Pe terenurile de fotbal, rulourile sunt mai mari, mai late, de dimensiuni mai mari și vin cu mai mult pământ. Se montează și imediat ce se montează, trebuie să se joace. S-ar putea și pentru rezidențial să se recolteze cu mai mult pământ. Numai asta înseamnă volum mult mai mare la rulou și greutate mult mai mare și foarte greu de manipulat. Udate cu răspunzător sau cu ajutorul sistemului de irigat sau după ploaie, greutatea este undeva între 22-26, poate 28 de kilograme, dacă plouă mai mult. Și e nevoie de un pic de energie și de forță ca să manipulezi rulourile atunci când vin montate în grădină. Încă un centimetru în plus de pământ ar duce greutatea spre 30 de kilograme, undeva spre 35 de kilograme și ar fi aproape imposibil de ca un singur om să
să-l ia în brață, să-l întindă, să-l tragă, să-l manipuleze și așa mai departe. Cam așa se recoltează în toată lumea. Rulourile cu 1,5 cm de substrat, vorbind, așa cum am zis, de gazonul pentru rezidențial, nu cel pentru terenurile de sportive, pentru terenurile de fotbal. Se paletizează pe un europalet în cap 50 de metri pătrați de gazon, l-ați primit, aveți terenul gata, pregătit, energie, echipa de specialiști, care, dacă e bine organizată, poate în câteva ore să termine o curte de 200 de metri pătrați fără niciun fel de probleme. Dacă aveți o suprafață mai mică, vreți să montați gazonul rulou singuri, e bine să apelați la specialiști când faceți această lucrare, dar poate nu aveți echipa dorită în zona în care locuiți și atunci puteți să o faceți și singuri. V-am zis, nu este o muncă extrem de grea, dar nici nu este o muncă ușoară. Întotdeauna montați rulourile pe latura mai dreaptă a curții, a grădinii. Vă luați, sau dacă sunt forme mai rotunjite, luați o sfoară, trasați o linie dreaptă și începeți și montați rulourile având ca reper o linie dreaptă. Se desface foarte ușor, se întinde. Trebuie avut grijă când se apropie rulourile să fie foarte apropiate unul de celălalt, să nu rămână spații, să poți băga mâna între ele sau degetele între ele, trebuie apropiate cât mai mult și pe lungime și la capete. Iar ca și mod de aranjare, nu puneți rulou lângă rulou, se pun ca și cărămizele în zid. Ați întins un rulou întreg aici, următorul vine de la jumătate încolo. Altfel, mai ales dacă este o suprafață mai inclinată, există riscul să se deplaseze și să rămână distanță între rulourile de gazon. V-am tot zis, la partea de mentenanță, imediat după montarea gazonului rulou, diferă față de ce se face la un gazon matur, la un gazon gata instalat. Ați văzut că avem rădăcinile tăiate. Avem 1,5 cm de rădăcină în 1,5 cm de substrat de pământ. Firele, ele sunt la înălțimea optimă, la 4 cm, după montaj poate ajung la 5 cm, 6 cm. Au nevoie de apă și de hrană, au nevoie de susținere. Sistemul radicular fiind mult redus în volum, trebuie să oferim cantitatea de apă necesară încât să poată susțină toate frunzele. Dacă am montat rulou-ul și venim și dăm apă o dată la 3 zile ca și gazonului obișnuit, există riscul foarte mare să se usuce, efectiv să moară. Din cauza asta, imediat după montat se udă foarte, foarte bine, iar prima săptămână sau primele două săptămâni, până când rădăcinile se dezvoltă din nou, până când ajung la adâncimi mai mari unde pot să-și absorbă apa, trebuie să irigăm și cu volume mai mari, dar și cu frecvență mai crescută, mai ales în perioada caldă. Poate deja știți că un mare avantaj la înființarea gazonului, prin montarea de gazonul rulou, e că putem face din februarie sau până în noiembrie sau chiar și în decembrie, dacă vremea ne permite. Important e să nu fie terenul înghețat și să se poată recolta în fermele de gazon rulou și iarăși să se poată lucra cu el și să poate fi montat în grădin. Și revin acum, putem să-l montăm și în iulie, putem să-l montăm și în august, când e foarte, foarte cald, dar trebuie să fim foarte atenți la partea de irigat și să asigurăm apă în,
astfel încât să nu se usuce. Fertilizare după montatul de gazon rulou ajută foarte mult și recomandăm îngrășămintele starter, îngrășăminte cu mult fosfor, care tocmai asta fac. Ajută la dezvoltarea rădăcinilor într-un timp cât mai scurt. Așa arată 50 de metri pătrați de gazon rulou, gata, pregătiți pentru expediere. Compact, paletizat, tras în folie ca să nu se deplaseze rulourile, se încarcă rapid pe mașină și în câteva ore ajunge la dumneavoastră. Ce trebuie spus? Vedeți că el e umed, are umezeala necesară, fiindcă altfel nici nu l-ar putea recolta combina, dar cu toate astea trebuie, în momentul când l-ați recepționat, să-l montați cât mai repede. Când sunt temperaturi scăzute, poate veni cu orice fel de transport. Problema e când este foarte cald și transportul trebuie făcut pe distanțe mari, atunci e nevoie de mașini frigorifice. El pleacă sănătos de aici, dar vedeți cum este rulat, poate recoltat la prânz, la 30 de grade, 35 de grade, se încinge și dacă stă foarte mult, de ordinul o zi, două zile, în mașini neechipate cu răspunzător, fără frig, atunci s-ar putea să aveți surprize neplăcute și în momentul când e montat să sufere deja. Din cauza asta, pe timpul verii, când sunt temperaturi foarte mari, transportul se face cu mașini speciale frigorifice. Așa arată o mică, foarte mică curte care tocmai a fost semănată cu gazon. Glumesc acum, e vorba de câteva hectare bune aici. Teren care tocmai a fost semănat. Poate încă o să vedeți, mai sunt, să mai văd semințe. Câteva rămase, semănate cu mașină profesională care vine și le încorporează la 3-4 mm în substrat. Teren, o să iau puțin, un teren foarte bun, un teren luto-nisipos, așa cum îi place gazonului, prin care apa se drenează bine, în care își dezvoltă bine rădăcinele. Cam așa puteți face și un test acasă. Dacă luați un bulgăre de pământ, îl strângeți în mână când e umed și pe urmă îl atingeți și se împrăște ușor, e un teren lutos sau luto-nisipos numai bun pentru gazon. Dacă rămâne compact, aveți argilă și acolo trebuie îmbunătățit neapărat substratul cu nisipul. Suntem în luna mai, a fost semănat gazonul pentru gazon rulou, pentru recoltat. Peste câteva luni, în primăvara anului viitor, aici o să intre combina de recoltat și o să fie pregătite pentru expediere și pentru montat noile rulouri de gazon. Ce înseamnă, cum se face mentenanța? Ca și acasă, după ce a semănat. Udat mai des la început, până răsare și până își dezvolte rădăcinile, fertilizat, tratamente dacă este cazul, ar fi bine să nu avem atac de boli, dar atunci când sunt, trebuie intervenit, ierbicidat, dacă răsar și bureni, orice ai face pe o suprafață atât de mare, e greu să nu apară și bureni, tuns cât mai des, menținut la înălțimea corespunzătoare, ca să avem densitate corespunzătoare, iar după 9 luni, 12 luni, gata de recoltat și de expediat.